niciodată, slăviți să fie Domnul. Amin. Să vă înțeles partea cea bună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să lăudăm, să binecuvântăm pe Domnul. Că este o zi de sărbătoare. Amin. Este rusalile, oamenii sărbătoresc rusalile. Să ascultăm, avem rusalii, spuneam la telemarcă. De fiecare dată când ne adunăm, Duhul Sfânt să coboară. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Sfânt. Și ne bucurăm de lucrul acesta. Apoi stând în bancă, Duhul Sfânt mi-a adus aminte de o altă sărbătoare în urmă cu 16 ani, tot așa pe 31 sau 1 iunie. A fost o sărbătoare mare. Dumnezeu i-a vorbit la sora Elena Buceanu la un cerc de rugăciune în București pentru că biserica Betel era de 21 de zile înaintea Domnului în poșul rugăciune. Du-te la Betel, că acolo la un pe se roagă niște copii ai mei, care au bani. Și sora Elena Bugeanu muncise în grijă de o bătrânică în Israel și a câștigat 1.500 de dolari. A venit cu ei în gentuța ei și am cumpărat clădirea cea veche unde Domnul a îngăduit să slujim Domnului. De sora Elena Bugeanu, Domnul s-o binecuvinteze. Amin, Doamne! Toată averea ei, tot ce câștigase ea în Israel, a dăruit Domnului pentru casa lui Dumnezeu. Dumnezeu s-o binecuvinteze. Amin, Doamne! Să se sfătească. Amin. Și apoi, după masă, a fost o sărbătoare mare și bucurie în casa Domnului. Pentru că a fost binecuvântarea lui Elisa. Îți mai aduce aminte, Elisa? Da! Da, fratele Ceuț a fost în brațul și s-a rugat Domnului pentru Elisa și a fost mare bucurie acum 16 ani în casa Domnului. Și mulțumim, Domnule, că și astăzi, când că bucuria Amin. Este în casa lui Dumnezeu. Să lăudăm pe Domnul, să binecuvântăm pe Domnul. Toți ce au inimă bună să laude pe Domnul. Văd pe fratele Ciune, acolo cu chitara, se frământă să mai încolo. Ce zic? Unde este? Nu știu. Bun. Toți ce au inimă bună să laude pe Domnul. Restul casei Domnului.